Capitolul 5 Torans, adumi cartea de telefon din biroul inspectorilor. Megres apucă să caute numele de Mahosier fără să-și imagineze că va găsi 11 persoane astfel numite doar în Paris. La care dintre ei se referise interlocutorul său anonim? Megre început să dea telefoane după ce o anunțase în prealabil pe operatoare că va avea de cerut o serie de convorbiri. Când sună la primul maosier, al cărui nume nu era însoțit de profesie, nu i răspunse nimeni și la fel se întâmplă la al doilea număr, după care dădu peste o floră reasă din pasi Soțul dumneavoastră e acasă? Nu mai am soț, am divorțat de cinci ani. Apoi urmă un alt număr care suna în gol. Majoritatea parizienilor era un concediu. Nimeri apoi la o școală de dactilografie și stenografe de pe bulevardul Voltaire. Din nou, un telefon mort. Era deja la al patrulea, încât Torans, stând în picioare lângă fereastră, se minuna de răbdarea comisarului. Trecu peste numărul următor, dat fiind că aparținea unui medic din piața Vosgi, însă la următorul dădu peste o întreprindere de zugrăvel situată pe alea Truden. Alo, cu cine doriți?" Cu domnul Maosier v-aș ruga." Domnul Mausier a plecat ieri la Lubol." Lipsește multă vreme?" Cel puțin trei săptămâni, poate chiar patru. Cine întreabă? Numărul acesta e al domiciliului său personal? Nu, no, aici sunt birourile și atelierele. Domnul și doamna Mousier locuiesc pe strada Turbigo. Au o vilă la, la pol Da, se numește Pins Parasols. Se duc acolo de vreo 10 ani. Alea Truden îl ducea înapoi la Montmartre, iar strada Turbigo se afla la doi pași de hale. Începu să măsoare camera în lung și în lat. Se temea? chiar și față de Torrance să nu pară ridicol acordând o atenție exagerată unui telefon anonim. Vrei să sun la Air inter, te rog? Vezi dacă au mâine un avion spre la bol și dacă am cu ce să mă întorc în aceeași zi. Torrance se duse să telefoneze din biroul învecinat și se întoarse peste câteva minute. E un avion la 10 și 10, iar pentru întoarcere aveți unul care pleacă din la bol la 6 și jumătate seara. Vreți să vă rezerv un loc? Te-aș ruga. Maosier. Maosier. Megre își repeta numele, făcând un efort aproape dureros pentru a-și aminti de unde îl știa. Era sigur că era cunoscut. În orice caz, îl auzise sau îl citise pe o vitrină. Urcă până la judecătorul de instrucție. Aveți noutăți, domnule Megre? Îl întrebă amabil tânărul casur. Destul de puține, în afară de faptul că am aflat numele și fosta adresa tinerei pentru care Vivian și-a părăsit soția și fica. Ce s-a întâmplat între timp cu ea? Portarea sa imobilului în care a locuit e nouă, iar cea dinainte a murit la Sanser, unde se redresese la bătrânețe. Locatarii actuali au sub 40 de ani. Și-o văi câteva clipe după care își luai inima în dinți. Tocmai am primit un telefon anonim. Te la vreun nebun? Nu știu. S-ar putea. Mi-a pomenit de un oarecare maosier, sunt 11 cu numele ăsta în cartea de telefon. Șapte sunt plecați în concediu. Printre ceilalți nu am găsit niciun posibil suspect, în afara unui antreprenor de zugrăveli. Vreți să-l vedeți? Cu permisiunea dumneavoastră, da. Adevărul este că a plecat ieri împreună cu soția la Lubol, dar o vilă. Nu -o, o să mă simt liniști până nu o să-l văd și nu o să vorbesc cu el. Vreți să plecați la Lubol? Am un avion, inter dimineața și mă pot întoarce cu altul pe seară. Dumneavoastră conduceți ancheta? Vă mulțumesc! Ar fi mai bine să iau cu mine decizia comisiei rogatorii în eventualitatea că dau peste vreun cu surgiu. Judecătorul Casuri întocmi actul pe loc. Succes, Megre! se întoarse acasă de vreme la cină, unde a avut friptură rece, brânză și salată, după care își petrecu seara uitându-se la televizor. Din când în când rostea cu voce scăzută ca într-o incantație. Maosier! Maosier! Cu toate acestea, nu reușea niciun chip să-și amintească cu exactitate de unde îl știa. Apropo, își anunță el soția, mâine nu vin la prânz. Ai mult de lucru? Nu chiar, dar trebuie să mă duc la la bol. La bol? Dar pentru ce? Este acolo cineva pe care simt că trebuie să-l văd. Plec și mă întorc cu avionul. O să fiu înapoi pe la opt și jumătate. Știa din experiență că mulți criminali sunt arestați datorită telefoanelor anonime sau ajutorului dat de informatori. Când se sculă, soarele era sus pe cer, la fel de ori și nu se simțea nicio adiere, ceea ce îi conveni, pentru că orice călătorie cu avionul îi provoca o senzație de neplăcere, de parcă ar fi fost închis într-o cutie. Ne vedem diseară. Vezi, poate să faci timp de o baie în mare. Glumia. Făcea aluzie la faptul că Megre nu știa să nuate unul din motivele pentru care nu mergeau niciodată în concediu la mare, ci numai la țară. Avionul era mic, cu două elice și părea o jucărie pe lângă enormele avioane transatlantice. La bord nu încăpeau decât opt pasageri. Megre aruncă o privire distrată. Printre ei se aflau și doi copii fără astâmpări care vorbeau tot timpul. Încercă să moțăie, dar nu izbuti. După două ore de zbor, avionul ateriză pe aerodromul din Labol. Marea începuse să se întrezărească de sus, cu mult înainte de aterizare, iar pe suprafața ei scânteietoare se vedea un vas ce părea să navigheze țin în linia orizontului. Se urcă într-un taxi. Aveți idee unde-i vi la pins parasols? Nu știți adresa? Nu. Dar de cine este locuită? Maosie. Luis Maosie. Așteptați o clipă. Șoferul intră într-un bar unde răsfăi cartea de telefon locală. S-a făcut, anunță el la întoarcere. E departe? În spatele hotelului Ermitaj. Parcă era pe altă lume. Aici toți umblau în short cu cămașa descheiată la piept. Pe plaja lungă de câțiva kilometri vedeai numai șiruri de umbrele și mii de vile turiști care se prăjau la soare în timp ce alții se scăldau. Vila era destul de impunătoare și se afla pe un drum umbrit de parte de șosea. Megre căută din privire o sonerie, dar nu găsi niciuna. Ușa vopsită în alb era întredeschisă. Pe terasă se vedea o masă și niște scaune împletite. Împinse ușa cu un lanț de palmă și strigă. E cineva acasă? Trecut ceva timp până să capete un răspuns. Abia la al treilea apel, din penumbra coridorului, se ivi o servitoare tânără cu un șorț alb. Despre ce e vorba? Aș dori să vorbesc cu domnul Maosier. La ora asta, domnul și doamna sunt la plajă. Dacă doriți să reveniți după amiază, aș prefera să mă duc după ei pe plajă. Îi cunoașteți? Nu. Luați-o până în capătul străzii la stânga, unde e o scară de piatră care coboară pe plajă, cabina lor ia patra. Are imprimată pe pânză numărul 24. N-ați vrea să veniți cu mine să mi-i arătați? Nu pot să las casa singură. Cât ani are domnul Maosier? Nu o prea știu, lucrez la ei doar în timpul concediului, să tot aibă vreo 50 de ani. Cum arată? E un bărbat încă bine, foarte înalt și zvelt, cu părcărunt pe lângă urechi. Și doamna Maosier? E mult mai tânără, nu i-aș da mai mult de 40 de ani. Ce număr spunea că are cabina? 24. Părinți cu copii treceau deja în costume de baie, iar unii aveau pielea arsă din pricina soarelui. Găsi treptele care coborau pe plajă și se strecură printre trupurile întinse pe nisip. Descoperi destul de repede cabina de pânză portocalie cu numărul 24. La intrare se afla o femeie întinsă cu fața în jos, a cărei spinare unsă cu o cremă pentru bronzat lucea la soare. Privim prejur, căutând un bărbat care ar fi putut fi lui Smaosier. Nu departe de malul mării, vreo 20 de bărbați aliniați pe un singur șir, făceau exerciții de gimnastică sub îndrumarea unui instructor. Unul dintre ei era mai înalt și mai zvelt decât toți ceilalți. Să fie maosier? Megre nu putea să întrerupă lecția, așa încât rămase în picioare la vreun metru distanță de femeia de la numărul 24. Aceasta probabil că îi simțise în cele din urmă prezența, căci își ridică partea de sus a costumului de baie, compus din două piese, tot atât de sumar ca un bikini și se întoarce pe o parte. Păru surprinsă, văzând lângă ea un bărbat în de oraș. Megrei era, cu siguranță, singurul îmbrăcat astfel pe toată plaja. Căutați ceva?" îl întrebă ea într-un târziu. Fața era dată cu ulei sau cu cremă. Era grasă și părea să fie cum se cade. Doamna Maosier?" Da, de unde știți?" Servitoarea dumneavoastră mi-a dat numărul cortului. Aș dori să discut cu soțul dumneavoastră. Va trebui să așteptați puțin. Cât e ceasul? Aproape 12 și jumătate. În câteva minute își termină lecția de cultură fizică. E cel mai înalt dintre ei, nu-i așa? Da, așa e, al treilea din dreapta. Nu renunță niciodată la exercițiile lui. De fiecare dată când venim aici, chit că nu are niciun pic de grăsime pe el. Femeia îl privea curioasă fără să îndrăznească să-i pună întrebări prea directe. Ați venit de dimineață?" Da." Cu mașina?" Nu, cu avionul." A, am fi venit și noi cu avionul dacă nu avem nevoie de mașină aici. A tras la ermitaj?" N-am tras nicăieri pentru că plec înapoi după amiază. Exercițiile de cultură fizică se încheiaseră și bărbatul slab și înalt se îndrepta spre cabina de pânză de cord. Văzându-l pe Megre discutând cu soția lui, se încruntă. Cineva de la Paris a venit să stea de vorbă cu tine. A sosit în dimineața asta cu avionul și pleacă după amiază. Se vedea limpede că Mausier este nemulțumit. Domnul Megre de la Poliția Judiciară. Și doriți să vorbiți cu mine? Da, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Se potrivea cu descrierea bărbatului care ieșise de la Faramon și care se uitase la Vivian cum descarcă zarzavaturi, pentru că apoi să apără în fundătura viofor și să pătrundă în casa dărăpănată, în care își găsise adăpost vagabondul. Sunteți antreprenori de zugrăvel, nu-i așa? Exact. Conversația care se înfiripase era destul de bizară, având în vedere cadrul în care se desfășura hărmălaia și țipetele copiilor de pe plajă, și, în fine, faptul că interlocutorul său era un slip. De când? De 15 ani. Și înainte, lucram la un patron, tot în Montmartre. Ce treaba am eu cu întrebările astea, domnule comisar? Aici sunt în concediu. Nu înțeleg cu ce drept veni să mă deranjați. Mi-e greu iar decizia comisiei rogatorii pe care m-au citit cu atenție. Ce înseamnă asta? Acum câteva zile a cinat la Hale, la Faramon. M-au să uită la soția lui cerându-i parcă să-i improspăteze memoria. Era în seara când a venit mama la noi la masă și cum tu nu poți să o suferi, te-ai dus să mănânci în oraș. Ce ați făcut după aceea? M-am plimbat puțin și m-am întors acasă. Megre văzut cum femeia se înroșește ușor, deschise gura să intervină, dar până la urmă nu spuse nimic. V-ați întors într-adevăr acasă pentru câteva clipe și pironindu-l cu privirea Megre îl întrebă pe neașteptate. Ce calibru are pistolul dumneavoastră? Nu am niciun pistol. Fiți atent, domnule Mausier. Vă previn că orice minciună s-ar putea întoarce împotriva dumneavoastră. Dacă nu-mi răspundeți cinstit, îi cer judecătorului un mandat de percheziție și vă scotocesc și atelierul și apartamentul de pe strada Turbigo. Femeia își privea uluită, soțul. În ce -l privește pe Mausier, se uita cu ură la comisar de parcă avea de gând să sară la el. A, am într-adevăr un pistol vechi, dar trebuie să fi ruginii de binele și nici măcar nu știu pe unde e. Calibrul 32? Așa cred, nu mă pricep la arme. Tare păcat că nu știți unde l-a spus. Ați fi putut să mi-l trimiteți prin careva din oamenii dumneavoastră. Ați putea să mă lămuriți ce înseamnă asta? E ceva cât se poate de serios, e vorba de o crimă. Când o să vă găsesc a arma, o să știu în câteva ore, prin intermediul serviciului de balistică, dacă sunteți amestecat sau nu. Nu aveți decât, nici nu vă mai răspund la întrebările astea ridicole. Strânse întreagă în mâna unui bărbat gras în costum de baie care merse să se întindă cu trei corturi mai încolo. În urmă, cu 20 de ani, ați cunoscut o femeie pe nume Nina Lasav, nu-i așa? Apoi, prin intermediul ei, l-ați cunoscut pe Marcel Vivian, vagabondul de la Hale. Pe atunci nu era vagabond și avea un atelier de mobilă pe strada Lepic. Și eu ar trebui să știu toate astea. Da, regret că vă dezamăgeți, dar nu cunosc astfel de oameni. Bulevardul Roșe cu nu vă spune nimic? Erau efectiv pentru prima oară când Megre lua un interogatoriu pe o plajă. Soția lui Mausier se ridicase într-un cot și urmărea discuția cu interes crescând. Cunosc bulevardul Roșecușar, se înțelege, ca toți parizienii. Unde locuiați în 1946? E mult de atunci și pe urmă, pe vremea aia îmi schimbam des domiciliul. Locuiam mai ales prin hoteluri modeste, din Montmartre. Adevărat, patronul meu își avea firma în cartier. Ați locuit la hotelul Jonar din piața Abeses?" S-ar putea." A fost o perioadă în vara aceea în care mâncați la, la bon furșet de pe strada Dancurt." Moș Butan mai trăiește și s-ar putea să vă recunoască deoarece are o memorie excelentă." Nu știu despre ce vorbiți." Nu cunoașteți restaurantul?" Se poate să fi luat prânzul sau cina la un moment dat." Mai aveți să-mi puneți multe întrebări?" Nu prea multe. Mai ales că primesc răspunsuri evazive." Ați putea totuși să-mi spuneți când v-ați căsătorit? În 1955. După ce a rupt cu Nina, nu-i așa? Ba, te scâmpi comisare. V-ați amintit ceva despre pistol? Tot nu știți unde l-a spus. Nici măcar nu știu dacă îl mai am. Când l-ați cumpărat? Nu l-am cumpărat. Mi l-a dat un muncitor de-al meu, are doi copii și se temea să țină o armă în casă. Muncitorul acesta mai lucrează la dumneavoastră? Da. Cum se numește? Oscar Reson, îl puteți găsi la sediu de pe Alea Truden. E unul dintre primii mei angajați și acum sper că ați terminat cu întrebările. Da, vă mulțumesc pentru bunăvoință. Mă scuzați, doamnă, că v-am deranjat. Ea nu răspunse, în schimb își privi soțul cu un aer mirat. Megre descoperi pe o stradă laterală un restaurant italienesc modest și la vederea cuptorului dinăuntru îi veni cheful să mănânce o pizza. În așteptarea ei comandă fructe de mare și o sticlă de muscat la litru, neavând la jumătăți. Era calm și gânditor. Avea certitudinea că nu își rosise ziua. După ce își bău cafeaua, lua un taxi care îl duse la Sen Nazar, unde trebuia să se afle cu siguranță un post de poliție judiciară. De la primărie fu trimis la Nant, unde nu erau decât trei inspectori într-o încăpere destul de strâmtă. Cei trei oameni îl recunoscură pe loc și părură surprinși să-l vadă. La bol intră în jurisdicția voastră? Da, dar nu suntem chemați prea des, fiindcă nu se întâmplă niciodată nimic serios. E doar o plajă unde vin în familie. Aș vrea să fie supraveghea zi și noapte un bărbat care își petrece concediul acolo. Se poate? Bineînțeles, orice e posibil, doar că nu suntem prea mulți. Megrele le arătă decizia comisiei rogatorii. Nici o grijă, șefule! Îl descrise pe lui Smausier și pe soția lui și le dădu adresa. Dacă vreunul din ei pleacă din bol, aș vrea să-mi telefonați imediat la nevoie chiar și acasă. Le lăsă numărul lui de telefon. Se înțelege că aș vrea să știu un încotro se îndreaptă. De acord, domnule comisar, nu veniți cu noi să bem un păhărel de muscat? Tocmai am băut, iar medicul mi-a recomandat să fiu mai reținut. Își l rămas bun și se întoarse cu taxiul la, la bol. Pe faleză erau câțiva bărbați îmbrăcați la fel ca el, în ținută de oraș, ducându-și haina pe braț. Megre făcu și el la fel. Ajuns înapoi la Orly, se întorse direct acasă, unde doamna Megrel întâmpină pe palier. Văzându-l, nu se putu abține să nu râdă. Ce-ar fi dacă ai sta o lună întreagă la mare? Ce vrei să spui? Nu ai sta nicio zi și te-ai întors roșu ca un rac. Tu te stă uiți în oglindă. Era cât se poate de adevărat. Fața lui Megre era roșie. Nu putuse să-și înfrângă dorința de a se plimba de-a lungul întregii plaje, la un metru doar de spuma alba valurilor umblase aproape două ore printr-un amalgam de culori și zgomote, ferindu-se cât putea de mingile azvârlite de copii. Ai mâncat? Am luat o gustare în avion. Trebuie să sun la poliția judiciară. I se dădu legătura cu biroul inspectorilor și fumirat când recunoscu vocea lui Janvier. Ce faci la birou la ora asta? Un hold la un oficiu poștal ne-a dat multă bătaie de cap. I-am arestat pe cei doi făptași principal și am recuperat banii. Doar al treilea care ținea de șase a reușit să scape. Dumneavoastră, șefule, abia peste câteva zile o să știu dacă voiajul ăsta mi-a fost sau nu de folos. Până atunci, ai doi inspectori pentru urmărire. Găsesc eu, dar echipa e redusă la minimum. Fii atent, alea Truden lângă liceul Rolin. Acolo sunt șantierele și atelierele lui Luis Mausier care se ocupă de zugrăveli. N-am habar ce s-ar putea întâmpla, dar aș fi mai liniștit știind că zona e supravegheată. Al doilea post, în fața apartamentului acelui așmaosier de pe strada Turbigo. Vezi că a rămas acolo bucătarea sa lor, care e destul de în vârstă. S-a înțeles! Și dacă măosier ăsta se arată în vreunul din locuri, trebuie urmărit tot ce face și notat cu atenție. Megre dormi prost, de transpirație fața a început să lusture. Auzea în zgomotul mării și avea impresia că amalgamul de culori se imprima în retină. A doua zi se sculă iarăși de vreme și se duse cu un taxi pe strada Turbigo. Era una din vechile clădiri din mare și își recăpătase pe din afară aspectul de palat luxos. Mă scuzați, doamnă, apartamentul domnului Maosier v-aș ruga. Dar nu sunt acasă. Au plecat amândoi la la bol unde au o vilă. Știu, dar mai știu că a rămas domnișoara Berta, bucătărea sa lor. Cum doriți primul pe dreapta? De fapt, dreapta sau stânga e tot una din moment ce ocupă tot etajul. Nu exista ascensor, dar scara era largă și urca domol. Sună la o ușă de lemn vechi ceruit și așteptă destul de mult până să îi se răspundă. În sfârșit, dinăuntru se auziră pași mărunți și ușa se deschise. Domnul mausier și doamna sunt la... la bol, știu. Pe dumneavoastră vă caut." Pe mine? Sunteți bucătărea sa, domnișoara Berta, nu-i așa? Intrați, nu stați în ușă." îl conduse într-un salon spațios, luminat de trei ferestre înalte și mobilat mai mult sau mai puțin în același stil cu imobilul. Luați loc, vindeți aspiratoare? Nu, sunt de la poliția judiciară. Femeia îl cercetă din cap până în picioare, fără să se ferească. Se vedea că e o femeie hotărâtă și descurcăreață care spune lucrurilor pe nume. Nu sunteți comisarul Megre? Ba da. Vă ocupați de vagabondul acela, cam uita cum îl cheamă. Nu mai reușesc să țin minte numele. Vivian. Da, ce Ci de, ciudată să omori un vagabond, nu credeți? Doar dacă nu-i vreun fals vagabond, din aceia care au bani sub saltea. Nu era cazul lui. M-am întâlnit ieri cu patronul dumneavoastră la labol. Aha, l-ați cunoscut dinainte de a se fi căsătorit. De fapt, l-am cunoscut când a fost logodit cu domnișoara Casegren. De atunci am rămas la el. Domnul Casegren e notar, stă pe alea Villiers. Soția lui e deseori suferind, și avea o cameristă care se ocupa de ea și de bucătărie. Domnul Casegren a insistat ca eu să plec la fata lui când s-a măritat. Cât a trecut de atunci? Pro 15 ani. Singura deosebire e că aici nu există nicio cameristă, așa că eu mă ocup de toate. De fapt, nu-i prea cinstit să spun asta. Doamna mă ajută mult și se pricepe la gătit la fel de bine ca mine. Ies deseori în oraș. Destul de rar. Și atunci doar la teatru sau cinema. Vin în vizită câțiva prieteni mereu aceiași. Se înțeleg bine? În orice caz, nu se ceartă din temir, ce dacă asta ați vrut să știți? După părerea dumneavoastră, se mai iubesc și acum? Ea îi răspunse printr-o tăcere grăitoare. Domnul Mausier are vreo legătură? Nu știu, în orice caz, nu mie mi-ar vorbi despre asta. I se întâmplă să plece singur seara sau se întoarcă foarte târziu? Nu, no, niciodată, sau mai bine zis, s-a întâmplat săptămâna trecută. Pe la 11, când doamna a și să o conducă pe mama ei care venise la cină, atunci a intrat ca o furtună și s-a dus direct în camera lui. După asta a plecat la fel cum venise. Doamna nu l-a mai așteptat să se întoarcă și s-a băgat în pat. Nu știu dacă l-a auzit când a venit pentru că a căutat să facă zgomot cât mai puțin. Ce știu e că era trei dimineața când a venit. Dorm de mult în camere separate. Din primele luni, domnul se scoală foarte devreme ca să ajungă pe șantierele lui la prima oră. În felul ăsta o trezea pe doamnă, căreia îi place să stea în pat până târziu. Era de ajuns o privești în timp ce vorbea despre Mausier ca să-ți dai seama că nu îi plăcea deloc, în vreme ce despre stăpâna ei vorbea cu o adevărată venerație. Câți ani avea când s-a măritat? Împlinise de o lună, pe exact 20 de ani. Știți unde s-au cunoscut? Nu, ca domnișoară ieșea în oraș, fiindcă acum fetele nu mai umblă însoțite. E fericită? Din nou răspunse prin aceeași tăcere. Căsătoria dezamăgit nu e genul de femeie care se plângă sau să cadă pradă tristeții. Ia viața așa cum e. Megre întrezări o fotografie a cuplului pe pian. Lui Mausier purta mustăți pe care acum nu le mai avea. Cât despre ea arăta tânără cu părul blond ondulat. Bucătărea sa urmărindu-i privirea, îl întrebă pe neașteptate. Ce-a făcut? De ce mă întrebați? Nu e neapărat nevoie să fi făcut ceva. Nu ați fi aici dacă nu l-ați învinuit de ceva. Când o persoană ca dumneavoastră vine personal, Vreți să mă conduceți în camera lui? Să ar în furia dacă ar și da, nu-mi pasă, nu mă tem de el. Străbătură sufrageria, apoi în coridor. Aici, spuse ea deschizând o ușă, este camera doamnei. Era o încăpere veselă, în nuanțe de un gri deschis cu un strop de albastru. Picioarele s afundau în mocheta albă. Camera lui Mausier de alături era mai sobră, de sigur, dar de bun gust. Cine a ales furniturile și mobila? Doamna, a urmat cursuri de istoria artei la Luvru și a mai făcut și școala de artă decorativă. Ea cântă la pian? Da, dar numai când e singură. Aici nuanțele erau de bej și maroniu. Spuneți-mi, Mausier are vreun pistol? Da, l-am văzut chiar și acum două săptămâni. E o armă cu butoiaș? Vreți să o spuneți cu un fel de cilindru în care se bagă gloanțele? Da. Nu, no, e un revolver plat. Un pistol automat. Uitați-vă și singur. Se îndreptă spre noptieră și deschise sertarul de sus. O expresie de uimire îi se așternu pe față. Nu mai e!" l fi luat cu el la la bol. Da, de unde? Eu le-am făcut valizele!" Poate că l-a pus în altă parte. Deschise și celelalte două sertare în care se găseau chei, un briceag și mai multe carnete de membru a diferitelor societăți. De când sunt eu aici, pistolul asta nu mai în sertarul ăsta!" Și ziceți că l-ați văzut acum două săptămâni? Avea și gloanțe în sertar. Avea o cutie plină. Nu mai e nici asta. Căutând apuri în sertarele de la scrin și chiar în baie, când se uită din nou la megre, chipul lui era grav și puțin cam palid. Parcă încep să ghicesc de ce sunteți aici. Și vă miră? Puțin, nu prea mult. Iar dacă o să vă spun motivul, probabil că o să vă vină să râdeți. Nu iubește animalele. Nu vrea nici câine și nici pisică în casă. Doamne, avea un câine cocăr la care ținea mult. Iar el a silit-o să scape de el. Cred că ar fi mai bine să nu plecați din Paris în următoarele zile. S-ar putea să am nevoie de dumneavoastră. Voi fi aici. Și după o clipă, în timp ce îl conducea prin salon, îl întrebă. Ați văzut-o pe doamnă la Labol? Da. Un rămășac că stătea la soare. Așa e. Cât e la mare, stă toată ziua la plajă. Se duce la Labol încă din copilărie, că mergea cu părinții. Nu vor să aibă copii? Nu mi-au făcut confidențe niciunul, dar nu cred că vor. Vă mulțumesc, domnișoară Bert. Mi-ați fost de mare folos. M-am străduit și eu să vă ajut după puteri. Megre a abținut să adauge ca să-l bag în belea pe stăpânul meu. Un taxi l-a dus înapoi la Chedezor Fevră. Toran se-l anunță că li se telefonase de la Nant și că nu era nimic nou la vila Pins Parasols. Voiau să știe dacă trebuie să continue cu urmărirea. Sună-i și spune-le că da. Ai pus oamenii acolo unde ți-am spus?" Îl întreba apoi pe Janvie, care se afla la postul său. Era singurul pe care îl tutuia în mod curent. I se mai întâmpla să-l mai tutuiască și pe micul la ultimul sosit în echipă. Că despre ceilalți le vorbea cu dumneata, cu excepția cazurilor când era neatent sau prins în focul acțiunii. Pe cine ai trimis pe strada Turbigo? S-a ascuns așa de bine că n-am văzut pe nimeni. E drept că se afla un bistro chiar în fața casei. Baronii acolo!" Nevoie în monmartră!" Megre se îndreptă spre coridorul judecătorilor de instrucție și bătul la ușa lui Casur care îi strigă să intre. Vești noi?" Într-un fel, da." Cred că merită chiar o la de asemna un mandat de restare preventivă." Spuneți-mi despre ce e vorba!" Și Megre, așezându-se pe un scaun de loc confortabil, început să-i relateze peregrinările sale din ultimele două zile. Nu am deloc certitudinea că Mausier este asasinul lui Vivian." dar cred că există suficiente probe împotriva lui ca să-i luăm un interogatoriu serios și nu pe o plajă. Și eu cred la fel. Cum vreți să procedați? Trimiteți doi oameni să-l aducă sau vă adresați jandarmeriei locale? O, o să trimit doi oameni dacă am pe cine. Lucrăm cu efective atât de reduse încât dacă ar ști. Delicvenții ar profita din plin. Vă semnez chiar acum mandatul. Completă un formular pe care Megrel cunoștea foarte bine. Prenumele? Luis. Maosier cu un H nu știu de ce, dați vine să pui un er în loc. Vă mulțumesc, domnule judecător. Ați fost pe alea, Trudan? Vreau să merg în dimineața asta. Vietul Janvier nu mai știa unde-i stă capul. Doi oameni. Pentru mult timp, că îți aducă pe cineva de la la bol. Îl privi pe Megre drept în ochi. Înțeleg. Luați-i pe Voran și pe Lubet. Megre i duse pe amândoi în biroul său și le dădu instrucțiuni după care le înmână mandatul de arestare preventivă. Aveți un avion peste o oră. Puteți să-l luați, dar aș prefera să vă întoarceți cu trenul. Îi pune în cătușele? Dacă vi se pare că ar vrea să scape, da. Al minter nu cred că e nevoie. Îl chemă pe Toranz. Hai, șoferule! Practic, în ultimele două zile, Toranz nu făcuse altceva decât să-l conducă pretutindeni. Calea Trudan, în fața liceului Rolin. Îl arestați? Îl rețin numai. O să vedem după ce l interoghez ceva mai serios decât pe plajă. Era o curte uriașă plină de scăreze mate de pereți. Se mai vedea un fel de garaj plin de bidoane enorme de vopsea. Pe o placă de email scria birou și Megre se lua după săgeata indicatoare. Nimeri într-o încăpere destul de spațioasă în care un omuleț ursuz stătea plecat peste niște facturi. Comisar Megre, cu mine vreți să vorbiți? Cum vă numiți? Vanier, Gerard Vanier. Și nu prea văd ce ar avea cu mine poliția. Nu de dumneavoastră-i vorbă. Atunci, de vreunul din muncitorii noștri, sunt plecați cu toții pe șantiere. Să știți că sunt oameni serioși care lucrează aici de mai mulți ani. Biroul ăsta din stânga al patronului dumneavoastră? Da, dar nu stă prea des aici, pentru că umblă mereu de pe un șantier pe altul. Cum merge? Nu ne putem plânge. Sunteți asociat? Din păcate, nu, eu sunt doar contabilul. Când a fost creată firma? Asta n-aș putea să vă spun. Tot ce știu e că în 1947 proprietarul a dat faliment. E drept că stătea mai mult prin cârcium și că se făcea o risipă enormă. Domnul maosier era preluat afacerea și a schimbat tot personalul. Și dumneavoastră? La început s-a mulțumit cu un singur contabil care venea două seri pe săptămână. Apoi când am facerile au luat amploare, m-a angajat cu normă întreagă spre finele lui 48. Muncește mult? Totul îi trece prin mână, abia dacă își permite să meargă la masă. Cum se poartă cu angajații? E foarte prietenos cu ei, dar există o limită care nu trebuie depășită și ei știu asta. Câți angajați are? În clipa de față, opt, dacă îl pun la socoteală și pe ucenic. Ați văzut până acum vreun pistol prin birou? Un pistol? No. Ce să facem cu un pistol? Banii vin cel mai frecvent sub formă de cecuri și sunt depuși imediat la banca din colțul străzii Oleia. Îmi permiteți? Spre mare indignare, omulețului se îndreptă spre biroul lui Maosier și îi deschise pe rând sertarele. Nu găsi nicio armă. Mi-ați putea spune motivul exact pentru care vă aflați aici? datorită anchetei pe care o fac. Când o să afle domnul Maosier? M-am văzut ieri cu el. A fost la la bol? Da, și mâine dimineață, cel mai târziu, se va întoarce la Paris. Trebuia să întoarcă abia peste trei săptămâni sau o lună. I-am cerut să-și schimbe programul. Și nu a protestat? Micuțul domn Vanier era atât de indignat încât arăta ca un cocoș înfoiat. Dar aș vrea să știu ce înseamnă toate astea. Toate! O să aflați curând. Deschide sertarele ca și cum ați fi la dumneavoastră acasă. Puneți întrebări ciudate și mai aveți pretenția să-l faceți pe batron să se întoarcă de la la bol. Megre plecă fără să mai adauge ceva, lăsându-l pe omule să-și continue diatribele. Capitolul 6 Megre abia se întoarce la chei că Voran, unul dintre cei doi inspectori pe care îi trimisese să-l aducă pe mausier, îl sună de la la bol. Cum a mers? La început destul de prost, s-a apucat să facă pe grozavul și a refuzat să vină cu noi la Paris ne amenința cu prietenii lui sus, pus și că o să facă scandal. Și soția lui ce spunea? Părea surprinsă. L-am lăsat să trâncănească puțin și apoi am scos cătușele din buzunar și am spus că dacă nu vine de bună voi, o să facă tot drumul cu brățări la încheieturi. Ei s a urcat o sângele la cap. Îndrăzniți să faceți așa ceva? Da. Da, de ce pentru numele lui Dumnezeu? Cred că se simțea mai degrabă umilit. Până la urmă a venit cu noi la gară de unde urma să luăm trenul de noapte. Soția lui voia să vină și ea, dar el a oprit-o, spunându-i că se va întoarce în 48 de ore. Nu îmi pot aduce niciun vinuire, pricepi, din potrivă. Ei ori să curce rău de tot. În dimineața următoare, Megre se așeză la birou și ales o pipă pe care și-o umplu cu grijă și i făcusem lui Toran să se instaleze în capătul mesei cu un bloc notez. De obicei, interogatorile erau stenodactilografiate de la Poant, cel mai bun stenograf din poliția judiciară, dar nici Torans nu se descurca prea rău. Megre apăsa un buton și Voran îl aduse pe Maosier, care avea o figură cruntă și o privire încremenită. Luați loc! Protestez! M-ați arestat pe nedrept și îmi rezerv dreptul de a vă da în judecată ori cât de megre ați fi. Megre nici nu clipi. Ați putea să-mi spuneți, domnule Maosier, unde e pistolul dumneavoastră? Care pistol? Cel care se afla până acum câteva zile în sertarul de sus al noptierei, calibrul 32, dacă nu mă înșel. Eu mă pricep la arme și n-aș fi în stare să vă spun ce calibru avea arma aceea, care mi-a fost dată cu multă vreme în urmă. Unde se găsește acum? Probabil că tot acolo, în sertar. Vorbea pe un ton arțegos și de fiecare dată când îl privea pe comisar, ochii îi exprima o urânii intensă. Dar nu se citea oare și frică în ochii lui? Pistolul nu se mai află în sertar. Ce ați făcut cu el? Mai au și alții acces în apartament în afară de mine. Vreți să spuneți că l-ar fi putut lua domnișoara Bert? Lăsați gluma, vă rog. Nu o să vă ajute la nimic. Nu am spus că l-a luat bucătărea sa. Atunci soacra dumneavoastră se afla acolo chiar în seara când ați cina singur la Faramont și v-ați întors la trei dimineața. Nu m-am întors niciodată la trei dimineața. Vreți să vă confrunt cu martorul care v-a văzut că se poate de limpede și căruia nu i-a fost deloc greu să vă recunoască? Toră scria cât putea de repede cu fruntea acoperită de sudoare. Nu numai că cineva pe care l-am aici, la dispoziția mea, v-a văzut intrând cu puțin înainte de trei dimineața în fundătura Viofor, dar mai există și un alt martor care v-a auzit întorcându-vă cu câteva minute după ora trei. Osier întrebă ironic. Te pomenești că soția mea, dacă ar fi fost ea, nu ar fi putut depune mărturie împotriva dumneavoastră. Spre deosebire de interlocutorul său, Megre era de un calm săvârșit. Atunci o aia bătrână de Bert, Sub pretextul că a crescut-o într-o oarecare măsură pe nevastă, mai atât de geloasă pe oricine se apropie de ea? Încă nu poate să mă înghită. Unde l-ați cunoscut pe Marcel Vivian? Nu știu despre cine vorbiți. Nu citiți ziarele? Nu acord importanță faptelor diverse. Știți totuși că a fost asasinat. Dormeam patul lui când s-au tras trei gloanțe în pieptul lui. Și ce mă privește pe mine? S-ar putea să vă privească. Ar fi foarte bine să vă găsiți pistolul. Ar trebui să știu mai întâi cine l-a luat sau l-a mutat din loc. Era genul de om care neagă împotriva oricăror evidențe. Când își aprins o țigare, mâna îi tremura, aparent de furie. Nu a fost niciodată în fundătura Viofor? Nici n-aș putea să vă spun unde se află. Megre schimbă pe neașteptate subiectul, descumpănindu-și interlocutorul. Ce s-a întâmplat cu Nina Lasav? De unde să știu? Omul ăsta nu-mi spune absolut nimic. Hm? În 1945 și 1946 locuiați în Montmartre într-un hotel aflat la Doi pași de Bulevardul Roșie Cușar. Da, am locuit în cartierul respectiv, dar nu mai știu în ce an. Ea avea un apartament al ei pe Bulevardul Roșie Cușar. Se poate există mii de persoane aflate în aceeași situație. Ar trebui să le cunosc și pe ele? E foarte probabil că ați făcut cunoștință cu ea și cu Marcel Vivian, care era amant. Gândiți-vă bine înainte de a răspunde. Ați fost la rândul dumneavoastră amantul Ninei la Sav? N-am nevoie să mă gândesc. Răspunsul este nu. Am avut înainte de a mă căsători câteva partenere, dar nu și pe ea și n-am întâlnit niciodată pe cineva care să-l cheme Marcel Vivian. Într-un cuvânt, n-aveți niciun amestec în cazul acesta. Niciunul! Devenise obraznic, iar nervozitatea îi creștea și nu-și putea opri mâinile din tremurat. Ca să vă acord timp de gândire, vă trimit la arest. Nu aveți niciun drept! Ați uitat de mandatul de arestare preventivă, perfect legal, semnat de judecătorul de instrucție. Dacă aveți de gând să mă interogați din nou, cer să fie chemat avocatul meu. V-aș putea refuza. Avocatul nu poate interveni decât în timpul interogatoriului judecătorului de instrucție. Dar sunt dispus să vă acord toate șansele. Cum se numește? Maestrul loazo. Locuiește pe bulevardul Bomarșe, numărul 38. Îl voi anunța în timp util. Megre se ridică și se postă greu în fața ferestrei deschise spre cerul nebunitor de albastru. Cu excepția celor de pe plajă, toți așteptau cu disperare ploaia care nu mai începea odată, în timp ce temperatura nu înceta să urce. Inspectorul Voran îl aduse pe mausier în celulă. O să vadă el!" mormăi acesta referindu-se fără îndoială la comisarul Megre. În acest timp, Megrei spunea lui Torrance: E încăpățâna rău! Bate la mașină ce ai consemnat și data viitoare o să-l punem să semneze procesul verbal. Sunteți sigur că a cunoscut-o pe Nina la Sav? Se poate să o fi cunoscut. Am aruncat o nadă și cred că a prins, fiindcă nu se aștepta să pomenez de ea. Își o pipă și își puse pălăria. Dacă întreabă cineva de mine, sunt la parisien. Toran să privi surprins, dar nu întrebă nimic. Megre intră mai întâi la prăraseria Dofin, unde bă o bere, apoi se urcă într-un taxi. La Parisien, liber. Își amintea că ziarul acesta fusese printre primele care apăruseră după eliberare. În cel privea, el nu se afla la Paris în 1946, pentru că nu-l avea la inimă directorul poliției judiciare, care se pensionase câteva luni mai târziu. Fusese trimis la Luzon, unde nu avea aproape nimic de făcut și, ca să-și timpul, juca biliard cât era ziua de lungă. Se plictisise acolo o vreme de un an și nici el, nici doamna Megre nu prea se obișnui cu vremea. Din fericire, noul director îl chemase înapoi la Paris. Pe atunci nu era comisar principal, doar comisar simplu și nu conducea brigada de criminalistică. Șederea la Luzon rămăsese ca un gol în cariera și amintirile lui. Aș dori să vorbesc cu redactorul șef." Cine sunteți?" Comisarul Megre." Redactorul șef, pe care nu-l cunoștea și care se dovedea fi tânăr, ieșit din birou în întâmpinarea lui. Cu ce ocazie mă onorați cu vizita dumneavoastră?" Meseria." Mărturisii Megre. Și cum v-am putea ajuta?" Presupun că păstrați toate numerele ziarului." Bineînțeles, sunt clasate pe ani." Aș dori să consulta anii 1945." și 1946. Veniți cu mine! O luară de lungul unor coridoare întortocheate și ajunseră în cele din urmă într-o încăpere întunecată, plină de etajere, în care se aflau volume enorme legate în pânză neagră. Doriți să vă dăm pe cineva care să vă ajute? Nu cred să fie nevoie. De altfel, s-ar putea să dureze ore întregi. Era lucrul pe care me greu uitase să-l facă încă de la începutul anchetei. Se gândise o clipă, apoi zburase din minte. Dacă vreți să vi se aduc o bere, bistroul din față obișnuiește." Mulțumesc, dar tocmai am băut una." Rămas singur, scoase haina și suflecă mâinile și căută volumul corespunzător anului 1945. După o oră, terminase de parcurs anul respectiv. Nu citise, desigur, decât titlurile. Niciunul nu părea să aibă vreo legătură cu Marcel Vivian, cu Nina Lasav sau cu Luis Maussier puse volumul la loc și simțindu-și capul greu, atacă anul 1946. Redactorul șef veni de două ori ca să se asigure că nu are nevoie de nimic. Tot nu vi s-a făcut sete? Acum aș primi cu plăcere o halbă. Aerul era albastru din pricina fumului de pipă, camera mirosea a hârtie și a cerneală tipografică, găsea titluri care îl surprindeau despre cazuri care strâniseră vâlvă la vremea lor și care acum erau complet uitate ianuarie, februarie, martie, aprilie. Ajunse astfel la luna august și în sfârșit, în numărul din 17 august, a avut sub titlul următor, o tânără femeie sugrumată pe bulevardul Roșie Cușar. Titlul nu era cules cu litere groase și nici nu se afla pe prima pagină. Faptele diverse de acest fel nu păreau să se bucure de o atenție prea mare. O tânără femeie de 22 de ani, Nina Lasav, a fost descoperită sugrumată în camera în care locuia de pe Bulevardul Roșie Cușar. Se afla întinsă în pat goală. În cameră nu era dezordine, la fel și în restul apartamentului. Portărea sa interogată nu a putut furniza niciun indiciu care să-i ajute pe anchetatori. Vreme de mai mulți ani, Nina Lasav lucrase ca vânzătoare într-un magazin de lejerie de pe strada Lepic, a cărei patroană era cât se poate de mulțumită de ea a încetat pe neașteptate să mai lucreze spre finele lui 1945. În viața ei exista un bărbat care însă nu venea decât rar la ea acasă. Ce s-a petrecut oare în seara crimei? Ancheta nu a putut stabili. Portarea sa este destul de în vârstă și nu o interesa cine intra și ieșa din casă. Comisarul Piet Beov conduce ancheta. În numărul din ziua următoare găsi un alt titlu. Nimic nou în afacere de pe bulevardul Cușar. De desubt erau câteva rânduri care anunțau că se încerca aflarea unor amănunte despre viața particulară a tinerei femei. Raportul medicului legist stabilea în termen tehnici că victima sucombase în urma strangulării și că nu suferise alte maltratări. Portărea a fusese interogată încă o dată. Ea confirmase că Nina Lasav se întorcea uneori însoțită de un bărbat încă tânăr, care urca la ea în apartament, fără să rămână însă niciodată peste noapte. Îl o dată sau de două ori. Totuși nu l-ar mai recunoaște decât cu greu. De aproximativ două luni, un alt bărbat, mai ușor de descris, venea la ea după amiaza, astfel încât, datorită luminii de zi, mai puternice portărea a văzuse bine. Era foarte înalt și slab și avea ochi de culoare închisă. Urcă, urca scara din patru în patru trepte și pleca singur o oră mai târziu. Abia după vreo trei zile, Parisian Liber anunța. Un suspect a fost interogat de către comisarul Piet Beauf. Interogatoriile care au loc la poliția judiciară sunt învăluite într-un mare mister. Bărbatul înalt și slab, care a venit de mai multe ori acasă la Nina Lasav, a fost într-adevăr identificat. Este vorba de un oarecare Luis M., zugrav de meserie, care locuiește într-un hotel modest din împrejurimi. Acesta nu neagă că a fost amantul tinerei femei, dar susține că nu s-a întâlnit cu ea în ziua când a fost omorâtă. În ce privește portărea sa, ea afirmă că tocmai se afla pe palier când Luis M. a venit la ea în ziua respectivă către orele 4 după amiază. În lipsă de doveze, m-a fost pus în libertate, dar poliția continuă să ancheteze în privința lui. Cât despre Marcel V., ebenist, care era amantul Ninei la Saf de peste șase luni, s-a putut stabili că în momentul comiterii crimei se găsa într-o cafenea de pe bulevardul Ciapel. Megreu își lua notițe în cartierul, în carnetul său vechi, de culoare neagră. Băiatul de la una din braseriile vecinei aduse o halbă spumoasă, iar curiozitatea pentru dezvăluirile din ziar îl făcuse să nu mai simtă durerea de cap. Încercă să se întoarcă singur la biroul redactorului șef, dar se rătăci pe coridoare și fu nevoit să ceară îndrumări. Aveți ceva împotriva dacă fotografiez câteva articole din arhiva dumneavoastră? Deloc! Permite să dau un telefon îl obținut pe Moers la celălalt capăt al firului. Mestralii acolo? Vreți să mi-l trimiteți la Parisian Liber când ajunge la redacție să întrebe de arhive? Îl aștept acolo. Megrese înapoi la locul său și continuă să răsfoiască vechile numere ale ziarului. Despre Nina la sa venea tot mai puțin vorba, deoarece marile procese politice pasionau din plin întreaga Franță. Se pare că lui Sem, pe care portarea sa crede că l-a văzut urcând scările la Nina la Sav spre orele patru ale după amiezii, are la rândul său un alibi. Comisarul Piet Beauf își continua încheta împreună cu inspectorii lui, dar se pare că niciun nou element nu a mai fost descoperit între timp. Afacerea din bulevardul Roșecușar fusese aproape îngropată odată cu acest articol. Ziarul nu publicase fotografia lui Mausier și nici pe cea lui Marcel Vivian. Mausier mai fusese interogat odată sau de două ori la chede Zorfevră. Fusese adus în cabinetul judecătorului de instrucție Comelio, care mai trăia pe atunci, dar nu făcuse obiectul unei urmăriri penale. Mestral sosi după vreo jumătate de oră cu un arsenal de aparate de fotografiat și de blițuri. Sunt multe pagini de fotografiat, doar vreo șase articole destul de scurte. Megrel privi lucrând, arătându-i articolele pe măsură ce le fotografia. Aș putea să am clișele în cursul după amiezii. Să o zicem pe la patru dacă îmi dați voie să mă duc să mănânc. grei mulțumire doctorului șef. Ați găsit ceea ce căutați? Da. Presupun că deocamdată nu se pot face declarații. Când se va putea, vă promit exclusivitatea știrilor. Vă mulțumesc, sper să ne revedem curând. Trecuse cu puțin de amiază. Nu era decât vreun sfert de oră de mers pe jos din strada Enghien până în bulevardul Richard Lenoir și Megre, bine dispus, se uita la trecători, la vitrine și autocare. În piața Bastiliei staționau câteva și turiștii o fotografiau așa cum fotografia sera Arcul de Triunf, Sacre Chior sau Turnul Eiffel. Cei mai mulți dintre ei arătau obosiți, dar nu voiau să piardă niciuna din curiozitățile promise. Intră în casă fredonând. Am impresia că-ți merge bine," Observă doamna Megre, servind aperitivele. Cred că am făcut o treabă bună. Nu știu încă ce o să iasă, dar o să iasă cu siguranță ceva. Păcat că există cineva care nu mai poate vorbi." Cine?" Marcel Vivian. De fapt, am o informație nouă pe care nu am niciun motiv să o ascund." Nina Lasava a fost asasinată la ea acasă în august 46. Împușcată." Sugrumată." Înseamnă că puteai să o cauți mult și bine." Da, l-am interogat pe Mausier care e din ce în ce mai refractar. Mâncă cu poftă. Avea friptură de un roz apetisant cu o singură picătură de sânge lângă os. E delicios! Oftă el mai lungă bucată. Crezi că o să-i dai de cap? Deocamdată nu pot să spun nimic, dar știu că am străbătut o bună bucată de drum. Nu, no, că ceea ce am descoperit azi dimineață în arhivele lui Parisien Liber trebuie să se afle chiar și cu detalii suplimentare în dosarele de la Poliția Judiciară. Nu m-am gândit deloc la asta, fiindcă pe vremea eram la Luton. Nică ieri nu m-am plictisit mai mult ca acolo. Dar eu vreau o piersică. Sunt coapte și zemoase, una numai. Se simțea păcat cu sine și cu lumea întreagă. De data aceasta se întoarse la birou cu un taxi. Ferestrele erau larg deschise, ca zilele trecute, și prin încăpere se simțea o adiere ceva mai răcoroasă. Torans, da, șefule!" Ai terminat de bătut procesul verbal al interogatorului? Am terminat cu mult înainte de amiază. Vrei să-mi aduci o copie? Când o a avut pe birou, adăugă. Te duci la arhive și cauți prin dosarele din 46. Trebuie să existe unul referitor la asasinarea Ninei la Sav, petrecută pe bulevardul Roșecușar. Mi se pare mie că numele ăsta mi-amintește de ceva. Acum mi-aduc aminte. Comisarul Pietbeov s-a ocupat de anchetă. Exact. Vreau dosarul ăsta cât mai repede. Citi din nou cuvânt cu cuvânt, întrerupându-se din când în când pentru a reflecta sau pentru a prinde pipa întrebările pe care îi le pusese dimineața lui Mausier și răspunsurile date de acesta. Fiecare frază și avea importanța ei. În textul scris, vorbele lui Mausier păreau mult mai dezordonate decât atunci când le rostise. După ce termină de citit, Megre rămase nemișcat cu ploapele pe jumătate lăsate. S-ar fi zis că moță e, dar mintea îi lucra mai abitir ca oricând. Se străduia să-și amintească cele mai mici detalii ale anchetei. Legă frazele punându-le cap la cap. Nu se grăbea să tragă concluzii. Deodată se hotărâ să-i telefoneze lui Ascan, comisarul de la Arondismentul 1. Împăcate, domnule comisar, oamenii mei nu au mai găsit nimic." Nu pentru asta v-am sunat." Aș dori dacă se poate să-l găsiți pe vagabondul și pe grăsana pe care i-am interogat la dumneavoastră atunci." Dacă reușiți, fiți amabil și trimiteți-i la mine pe amândoi. S-ar putea să vă umpleți de purici. N-ar fi prima oară. Unul din riscurile meseriei. În cartierul ăsta nu ducem lipsă în orice caz. Pe la ce oră vreți să nu-și În jur de patru, dacă se poate. O să încercăm. Am oameni la îndemână pentru asta.